2019 aici la Capital TV Deva. Astăzi vorbim despre sănătate. Am ca invitat pe doamna Cecilia Birău, purtător de cuvânt a Direcției de Sănătate Publică Hunedoara. Bine ați revenit în studioul nostru, doamna doctor. Mulțumesc mult de invitație. Bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatori. Vorbim despre sănătate în continuare. Nu renunțăm la această problemă cu care ne lovim, vrem, nu vrem, și chiar dacă suntem într-o lună de sărbătoare, ca să zic așa, când gândurile noastre merg în alte direcții, nu trebuie să uităm, totuși să fim atenți. Da, este foarte bine să ne gândim la sărbători, pentru că orice gând bun înseamnă și un plus pentru sănătatea noastră. Deci, clar, este foarte bine, dar trebuie să avem grijă de ea. Foarte clar. Sunt multe lucruri care ne poate ajuta. Noi ne-am întâlnit ultimată în noiembrie, prin 2 sau 3 noiembrie, în acest studio, și de atunci deja au mai fost foarte multe evenimente pe care le-ați gestionat și care au fost organizate de Direcția de Sănătate Publică. Să luăm, de exemplu, așa în ordine, cronologic, 14 noiembrie a fost Ziua Mondială a diabetului. Da, este Ziua Mondială de informare a populației despre această boală cronică și despre faptul că diabetul zaharat de tip 2, cel care este non-insulinodependent, poate fi foarte, foarte simplu prevenit. Un lucru care m-a auzit pe mine de fiecare dată, cu un stil de viață sănătos. Bun, eu am înțeles că diabetul se moștenește. În mare parte, nu? Până la urmă, pentru orice boală există o moștenire, o parte care înseamnă acele antecedente heredocolaterale, adică în familie. Dar nu este sigur că vei face. Este bine dacă în familie cineva are diabet, tu să încerci să previi această boală. Pentru diabetul zaharat de tip 1, cel insulinodependent, cauzele sunt multiple. Acesta apare în copilărie sau în adolescență. Clar, tratamentul înseamnă insulina și trebuie să-i mulțumim medicului Paulescu, care în sfârșit, în acest secol 21, a fost recunoscut ca și descoperitor al insulinei, chiar dacă premiul Nobel l-au luat medicii canadieni. Da, da. Dar noi, fiind români, trebuie să-l amintim, pentru că altfel uităm faptul că totuși avem medici foarte buni din cele mai vechi timpuri. Dar este important că în România tot ce înseamnă tratament pentru diabet este gratuit. Este un program al Ministerului Sănătății, atât cel insulinodependent, cât și cel non-insulinodependent. Pentru cei care sunt insulinodependenți se asigură prin acest program și acel glucometru, acel aparat mic, ați văzut, sunt și reclame, prin care îți determine glicemia. Pentru că în tratamentul acestei boli cronice, metabolice, pe lângă ce înseamnă medicație, un rol important îl are stilul de viață și în special alimentația. În cazul diabetului, o atenție deosebită se dă aportului de glucide. Da? Deci trebuie cu o foarte mare atenție stabilit regimul igienodietetic al bolnavului cu diabet. Dacă se injectează insulină, atenția trebuie să fie dublată. De ce? Da, ai voie. Deci nimeni nu îți spune, atenție, scoți definitiv glucidele, ci, de ce? Pentru că creierul are nevoie de glucide. Sursa de energie principală pentru creier sunt glucidele, deci nu le putem scoate din alimentație. Avem alte probleme, da. Și acest lucru se vede în cazul comei hipoglicemice, care este până la urmă mult mai gravă decât coma hiperglicemică.
Deci bolnavul trebuie să-și determine glicemia, trebuie să ia tratamentul corespunzător și să își monitorizeze cantitatea de glucide. Dacă dorește să mănânce o nouă tablă de ciocolată și un pătrățel de ciocolată, așa, poate. De gust, nu uite cum poate e gustul. Poate să da. Mănânce. Sau dar, o bucăt, da. Dar nu se adauge. Trebuie să înlocuiască, adică să înlocuiască cele glucide care sunt aduse prin ciocolată sau printr-o prăjitură cu alte, deci să scoată din cartofi din alimentație, să scoată din pâinea din alimentație, pentru că cartofii, pâinea, orezul conțin glucide. Amidonul este de fapt tot o glucidă și efectul e același. Atenție, da, și la fructe. Fructele care cu conținut mare glicemic, adică strugurii, care sunt cei mai buni. Pe primul buni. Loc, da, da, și sunt pe primul loc. Strugurii, da. Pe primul prunele, loc, ca și nociv, da, da, povestea strugurii, asta, da. Prunele trebuie să fie cu mare atenție. Întotdeauna îmi amintesc de o doamnă care a venit la cabinet când eu eram tânără rezidentă și a întrebat, dar de ce am glicemia mare? Păi, ce faceți? Ce mâncați? Păi, eu n-am mâncat decât salată, da? Mâncase salată de salată, iar în Ardeal știți foarte bine că în salată de salată se pune și zahăr. Doamna a uitat că nu trebuie să pună zahăr. Așa că, deci, atenție, da? Salata este foarte salată, bună pentru salat, persoanele da, cu diabet, dar fără doar zahăr, fără zahăr. De asta, deci, clar, trebuie supravegheată. Am avut o întâlnire între bolnavi, medicii de la Cabinetul de Diabetologie de la Spitalul Județean și copii de la Liceul Regina Maria, deci fostul liceu pedagogic da, din Teapa. De ce și cu bolnavi? Pentru că trebuie să arătăm că, într-adevăr, această boală există și să facem această legătură și între generații, pentru că erau bolnavi de vârsta a treia care au venit și faptul că poți trăi. Da, speranța la viață a bolnavului cu diabet este foarte apropiată cu speranța la viața unui om normal, dacă își ia tratamentul, ține regimul igienodietetic corespunzător și merge la control periodic, pentru că nici glucometrul nu înlocuiește medicul. Foarte clar. Și pe lângă acesta, mișcarea, din câte știu. Mișcarea, da, da, deci stilul de viață da, sănătos da, previne, de stil de viață sănătos înseamnă o alimentație corespunzătoare, înseamnă mișcare, pentru că sunt studii pe care Organizația Mondială a Sănătății le-a prezentat, arătând că până la 60% din cazurile de diabet zaharat de tip 2 pot să fie prevenite prin mișcare și alimentație corespunzătoare. Ce înseamnă? Glucide rafinate să fie doar 10%. Glucid rafinat înseamnă tot ceea ce conține zahăr. Da, deci cu un conținut foarte mare de zahăr, adică bomboane, tot ce e bun. Da, da, deja cam tot ce e bun, așa, corect. Da, dar nimeni nu spune să nu fie, dar să fie doar 10% din glucidele care ai nevoie zilnic. Bun, și aici foarte clar că prin consumul unor diferite feluri de mâncare, e clar că se adună de la fiecare se adună, de ceva. Aici e problema. Aici e talentul da, da, de a-ți face o dietă corectă. Da, 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 deci clar și pentru persoanele care nu sunt bolnave de diabet, dacă dorim să mâncăm mai multe dulciuri rafinate, să facem mai acest lucru, să înlocuim, nu să adăugăm. Deci să încercăm, dacă vrem, o prăjitură foarte dulce, exemplu baclavaua, că întotdeauna da, mă gândesc da, că corect, este chiar cea mai dulce, atunci să încercăm să nu mai mâncăm pâine la masa respectivă sau să nu mâncăm orez ca și garnitură, ci niște legume de tipul spanacului, de tipul mazărei, morcov, deci poate, nu? Morcov, da,
Deci putem să găsim alternative în așa fel încât să mâncăm și ceea ce arată foarte frumos, extraordinar, și la fel să încercăm să avem porții mai mici, pentru că la noi porțiile mai mici și mai dese, din câte știu, da. Foarte, foarte mari, este, mai ales vin sărbătorile, trebuie să ne gândim, da, mâncarea tradițională este extraordinară, este gustoasă, dar să încercăm să fie porții mici, să încercăm să facem și mișcare, până la urmă și mersul la colindat, la rude, înseamnă mișcare. Dacă până mergem, acolo și după acolo, mergem, da. Să mergem pe jos, pentru că dacă acolo, să da. Mergem pe jos, pentru că da, poate dorim să închinăm și un pahar sigur. De vin. Oricum, înainte, cred că s-a apărut în anii, să zic eu, mă rog, care spune noi că ne civilizăm și suntem mai moderni, așa, cred că generațiile vechi nu aveau probleme chiar așa multe, apropo de diabet, am senzația. Ba da. Tot așa? Da? Ba da, nu, aveau, da. Pentru că altfel... Sau nu știau, sau nu erau... Ba, se murea de boală de zahăr, deci se cunoștea această boală de diabet în perioada medievală. Medicii până la urmă nu aveau glucometru, nu aveau nici aparate de determinare a zahărului din sânge, pentru că în anumite faze se ajunge și la glicozurie, deci eliminarea și în urină și la eliminarea prin urină a zahărului. Și era și chiar, nu era glumă, se da, gusta urina și era dulce, deci... Foarte, da, da, erau alte forme de a se descoperi, da. Corect, era prin se știa că tactil era... și gust, era... da, probabil, da. Deci, da, nu era... Bun, acum ne gândim așa, groasă... Da, pare dar, ciudat, dar așa dar era. Dar s-a știut din totdeauna da, de, această, da? De această boală și... Oricum, boala, eu, să zici cum se vorbește în popor, e o boală domnească, nu doare, dar are efecte mari de tot. Da. Nu doare, dar să știți că tot ce înseamnă efecte negative și apar niște probleme majore, probleme ale aparatului cardiovascular, probleme ale aparatului renal, probleme ale sistemului nervos periferic, pentru că apare și o neuropatie diabetică, în special la membrele inferioare. Persoana nu mai simte. Nu mai are nicio senzație de durere la nivelul membrelor inferioare și atunci pot să apară răni care se suprainfectează. Tocmai că da. Suprainfecția este menținută și de acel zahăr din sânge, pentru că bacteriile au, da. Au hrană ce și ele, să da? Se da. Hrănească. Și se poate muri de nefropatie, adică de boala rinichiului datorită diabetului, sau poți orbi, pentru că diabetul are efect și asupra retinei, ducând la distrugerea retinei și până la urmă nu există nicio operație prin care să înlocuim da. Retina, doar cristalinul se poate înlocui. Oricum, deci, atenție, da. Asta este problema diabetului, complicațiile diabetului, boli grave, care pot fi prevenite prin tratament, regim igienodietetic și control periodic. Sunt mulți diabetici, nu? Sunt foarte mulți. Din păcate, sunt peste 26.000 asta înregistrați, că mulți probabil că nu da, știu. Sunt cei care sunt înregistrați și cei care primesc tratament gratuit, peste 26.000 de persoane, din care un număr mic de diabet zaharat de tip 1, între anual diferă, dar între 1800 și până în 1900 deci, de cazuri. Cam 10%. Da, da. Deci celălalt 24.000 de cazuri, peste 24.000 de cazuri sunt cazuri de diabet zaharat de tip 2, diabet zaharat care apare la adult și la persoanele de vârsta a treia, un diabet care poate fi clar prevenit, controlat, am da. Spus, prin stil de viață sănătos, care înseamnă alimentație, mișcare, dar regim nu vindecat. De odihnă. Dar nu vindecat. Am auzit prevenire. Diabetul
Acum depinde. Ceea ce ați auzit, probabil că au fost persoane care au avut nivel de glicemie mare și nivelul de glicemie mare și chiar în anumite faze ale diabetului poate să fie menținut în valori normale doar prin regim genodietetic. Da? Deci nu trebuie să ia tratament, pentru că lumea spune nu iau pastile, atunci sunt vindecat. Dacă nu menține regimul igienodietetic, s-ar putea ca nivelul glicemic să crească. Da, clar. Da, deci clar sunt persoane care pot să nu mai ia pastile. Persoane cu diabet zaharat. Nu, citisem pe Facebook, acum Facebook e la modă, că da. Nu, și vreau la altceva, că ar fi apărut un medicament minune care, mă rog, vindecă așa ceva, da? Nu. Cred că asta deja e... Nu poți, asta nu este extraordinar, dar... Ar fi, da, probabil că... Doamnele doctor cu care am organizat simpozionul nu au considerat că există acest... Dar... Evoluția medicinei este foarte mare și acum există și în România pentru cei cu diabet zaharat de tip 1, insulinodependent, există posibilitatea de utilizare a ultimelor tipuri de insulină care duc la asigurarea unui confort al bolnavului, pentru că, într-adevăr, un bolnav cu diabet zaharat insulinodependent are probleme, pentru că trebuie să se înțepe și cu insulina și trebuie să se înțepe și pentru a vedea nivelul glicemic. Deci, viața nu este ușoară. Ușoară, da. Dar este bine să... Sigur, să mergem la medic și să ținem sub control. Dacă e problema diabetului zaharat de tip 2 și dacă există tratament clar, să-l luăm, tratamentul este pentru toată viața și trebuie control la medicul de familie și la medicul diabetolog. Putem vorbi în perioada aceasta și de infecții acute respiratorii, deci de gripă. Este sezonul rece când circulația virusurilor care dau infecții acute respiratorii este cea mai mare. Gripa, după cum bine știți, este tot o infecție acută respiratorie dată de virusurile gripale. Sunt foarte multe virus gripale descoperite până în prezent. Ele au o circulație diferită de la an la an, de asta în fiecare an Organizația Mondială a Sănătății produce vaccin, dă rețeta, ca să zic așa, de vaccin antigripal sezonier, care este apoi produs și este același în toate țările. În Hunedoara, în județul Hunedoara, noi am primit peste 9.900 de doze de vaccin antigripal sezonier și până la această oră s-au vaccinat 8.742 de persoane. Asta, persoanele sunt alese? Sau persoanele, această vaccinare este vaccinare gratuită pentru grupele de risc. Grupe de risc însemnând personalul medico-sanitar, persoanele peste 65 de ani, bolnavii cronici, indiferent de vârstă, și persoanele instituționalizate într-o formă de instituționalizare pentru copii sau pentru persoane. Deci există o schemă clară. Da, este stabilit de Organizația Mondială a Sănătății. Celelalte persoane pot să se vaccineze, dar nu este susținută gratuit de către Ministerul Sănătății. Nu este în programul de imunizare, este un alt program, este programul de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare. Gripa este o boală transmisibilă prioritară. Diferența între gripă și celelalte infecții acute respiratorii înseamnă un debut brusc cu febră, febră însemnând temperatură 39 de grade, cu acele dureri musculare caracteristice, dureri articulare, stare generală alterată și de cele mai multe ori este necesară internarea persoanei cu gripă.
pentru că de foarte multe ori este necesar și instituirea unui tratament antiviral. De asta, deci, orice debut brusc cu febră mare de 39 de grade, clar, să ne izolăm la domiciliu, să mergem apoi la medicul de familie, care, dacă va pune suspiciune de gripă, va trimite bolnavul la o secție de infecțioase. Până la această oră, în județul Hunedoara nu avem raportate, pentru că în fiecare săptămână ni se raportează de către medicii de familie și de către unitățile sanitare cu paturi cazurile de infecție acută respiratorie și cazurile de gripă. Deci, gripă până la această oră nu am avut. Da. De obicei, când e, probabil, temperatura scăzută. Foarte interesant, nu? Nu se știe. Sau nu asta? Nu. Apare totuși... Dacă vă amintiți, cea mai... Bara, nu poți să faci gripă bara, nu? Cea mai mediatizată pandemie de gripă, care este pandemia cu gripă porcina H1N1, primele cazuri au apărut în august. Bun, parcă și la aviară tot așa nu a fost iarnă. Aviară în România noi chiar nu am avut cazuri. Cazurile umane de aviară nu au fost, cel mai aproape de România au fost în Turcia. Dar în România nu am avut cazuri, doar la păsări. Pentru celelalte infecții acute respiratorii, care sunt mai des întâlnite, și putem să facem până la 10 episoade, pentru că dacă ne-am vaccinat de gripă, vaccinul este împotriva a 3 tipuri de virusuri gripale, care înseamnă vaccinul gripal sezonier. Putem să facem alte infecții acute respiratorii, de la o simplă răceală, coriză, adică ne curge nasul, până la o pneumonie. Deci nu ne salvează vaccinul antigripal de celelalte infecții acute respiratorii și, după cum v-am spus, chiar până la 10 episoade. Întotdeauna este bine să... Ce înseamnă 10 episoade? Adică pe un sezon de iarnă să fim de 10 ori răciți. Cu alte virusuri sau bacterii, deci nu neapărat cu același. Și nu trebuie niciodată să fim darnici cu virusurile și bacteriile care au cale de transmitere aeriană. De asta, dacă ne simțim rău, dacă apare, pentru că la celelalte infecții acute respiratorii debutul este mai așa, mai insidios. Întâi parcă ceva nu ți-e bine, pe urmă încep să strănuți, îți curge nasul, apoi tuse și... Bun, și dacă e tratament chiar... Dacă e tratament chiar din momentul în care deja simți... reușești să mai... scurtezi perioada de 7 zile sau de o săptămână, știți că e o glumă, da? Întotdeauna cel mai bun tratament este izolarea la domiciliu, pentru că de asta nu trebuie să fie... Unii spun că cel mai bun tratament e o pălincă, știți că sunt unele microorganisme, microorganisme care sunt alcoolorezistente. Deci n-am făcut nimic, nu le-am distrus. Nu sunt și dezinfectante pentru acele microorganisme. Unul din acestea fiind chiar bacilul Koch. Deci bacilul tuberculos este alcoolorezistent, așa că... Nicio șansă, dar întotdeauna izolarea la domiciliu, alimentație. Da, pentru că părintele medicinei Hipocrate punea un accent extraordinar pe regimul igienodietetic și al omului sănătos și al omului bolnav. Da? Deci odihnă, alimentație bogată în proteine. De ce bogată în proteine? Și mai ales proteine de calitate întâia. Pentru că conțin toți aminoacizii esențiali și atunci organismul utilizează acei aminoacizi esențiali pentru a forma proteinele care înseamnă lupta organismului, anticorpii. Da? Și de asta americanii întotdeauna când recesc o supă de pui. De ce? Pentru că în acea supă de pui există globulinele din carnea de pui, deci proteine de calitate întâia, care se dizolvă în apă prin fierbere și îți aduc organismului ajutorul pentru a forma anticorpii. Se poate lupta, nu? În primul rând. Și apoi vitaminele, care sunt în legume și fructe,
proaspete. Nici într-un caz antibiotice? Nu, pentru că antibioticele trebuie utilizate cu foarte mare atenție. Am avut în luna noiembrie și o zi europeană de informare asupra antibioticelor, pentru că, din păcate, rezistența la antibioticele, la antibiotice câștigă foarte mare teren. Rezistența nu este a noastră, a organismului uman, pentru că toată lumea zice, aoleu, am luat antibioticul cu tare și nu mai pot să-l iau, că nu mai are efect. Da, dar nu are efect pe organismul uman. Nu. Microorganismele își formează rezistență la antibiotice, pentru că antibioticele, de fapt, sunt substanțe chimice, da, medicamente, care distrug celula bacteriilor, a bacteriilor. Deci nu virusurile. Virusurile, de fapt, nici nu sunt celule. Virusurile sunt doar părți de ARN sau ADN care, ca să trăiască și să se mulțească, trebuie să ajungă într-o celulă. Că e de om sau de animal, da, asta este altă problemă. Deci, clar, din 39, de când Fleming a descoperit penicilina și a luat și în premiul Nobel, da. Da, penicilina, substanță care a salvat vieți în cel de-al doilea război mondial. Deja foarte multe microorganisme sunt rezistente la penicilină. Singurul care nu-i rezistent este streptococul beta-hemolitic și de asta, în cazul în care există o faringoamigdalită cu streptococ beta-hemolitic, se dă penicilină sau derivați de penicilină. De asta mamele să nu fie supărate că numai de asta îi dă copilului care are streptococ beta-hemolitic. Este foarte bine că acest bacterie nu a căpătat rezistență la primul antibiotic. Din păcate, săptămâna trecută, în Danemarca, se anunța faptul că un bolnav a decedat datorită unei infecții cu o bacterie care era rezistentă la toate antibioticele care sunt cunoscute până la această oră. Deci nu au avut ce să-i facă, efectiv. Nu mai au putut, nu au mai avut nicio armă ajute, de da, luptă. Da. Deci trebuie să avem mare atenție. Bine, și așa înțeleg că la un moment dat din carnea de pui, la un moment dat luăm și de acolo niște antibiotice. Da, pentru că tratamentul se face și la animale. Există și o perioadă în care se face tratament la animale, păsări, pentru a se crește rapid masa musculară. Dar există o legislație foarte bine pusă la punct, în care se stabilește perioada în care animalele și păsările pot să fie sacrificate, astfel încât să nu apară această rezistență la antibiotice. Din păcate, nu. Mă rog, lucrurile curg așa de repede încât... Da, evoluează. Aceste microorganisme se adaptează mult mai bine decât organismul uman la mediul înconjurător, și mediul înconjurător până la urmă este plin de antibiotice. Orice persoană care are un tratament cu antibiotice elimină în mediul înconjurător antibioticele, că e pe cale digestivă sau pe cale urinară, este eliminat în mediul înconjurător. De asta trebuie o atenție deosebită și la tot ce înseamnă stații de tratare a apelor uzate. Mai ales la unitățile sanitare care au secții de infecțioase, legislația impune dezinfecția apelor uzate înainte să ajungă în canalul colector al municipalității respective. Deci, legislația e foarte bine pusă. Este, da. Mi-am dus acum aminte de ce vorbeați. Mă rog, nu era în schema discuției noastre. Se vorbește de anumite bacterii sau existența unor bacterii în spitalele, în anumite spitale, da, și bacterii care nu se pot, mă rog, sterpi. Sunt cunoscute, da? Deci
Există și aici legislație. Toate unitățile sanitare cu paturi trebuie să aibă secții sau compartimente de supraveghere și control a infecțiilor nosocomiale. Ce înseamnă infecție nosocomială? Înseamnă orice infecție care apare în timpul spitalizării sau imediat după externarea persoanei respective. În cazul în care se declară o infecție nosocomială, se face o anchetă. Întotdeauna se face o anchetă. Aici un rol important îl are directorul medical, îl are medicul de laborator și medicul din această secție sau compartiment de control al infecțiilor nosocomiale. De ce? Pentru că trebuie stabilită care este bacteria care a dus la apariția infecției, dacă este sau nu rezistentă la anumite antibiotice și dacă există această bacterie în mediul spitalicesc. Pentru că o infecție nosocomială poate să apară și datorită faptului că foarte mulți vizitatori n-au respectat regulile de igienă, de igienă sau n-au respectat acea perioadă de vizită. Corect, da. Și atunci pot să fie aduse, deci ăsta este rolul. Iar dacă există, da, mediul interior, atunci clar se iau măsuri, întâi declarare, apoi stabilirea clară a tipului de bacterie, faptul dacă este sau nu rezistentă la câte antibiotice și anunțarea prin Direcția de Sănătate Publică. Noi suntem anunțați și la rândul nostru informăm Institutul Național de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății. Pentru județul Hunedoara, în 2014 am avut declarate 25 de infecții nosocomiale pe întreg județul. Sunt 12 unități sanitare cu paturi. Până la această oră, pe 2015, avem declarate 23. Poate vi se par multe, să știți că sunt foarte puține. În România problema este nedeclararea infecțiilor nosocomiale. Este recunoscută de către toată lumea. De ce? Pentru că la un moment dat, în acei indicatori de stabilire a calității managementului unui manager de spital, era stabilit infecții nosocomiale zero. Înțeles. De ce trebuia să fie un manager prost? Din potrivă, sunt țări în care managerii și întreaga echipă care lucrează pentru depistarea infecțiilor nosocomiale sunt premiați, adică li se dă mai mulți bani pentru a supraveghea și a distruge din zona spitalicească bacterie rezistentă. Normal, de cele mai multe este rezistentă la antibiotice. Din ce am înțeles eu, normal, pentru un bolnav, pe lângă boala cu care vine în spital, deja mai trebuie să suporte și... Da, deci cheltuielile sunt mult mai mari. Și mai mari și, probabil că și riscurile sunt mai mari. Și riscurile sunt mai mari pentru că acea bacterie rezistentă poate să ajungă orice persoană internată într-o unitate sanitară cu paturi, are o imunitate mai scăzută. Deci clar este cu o susceptibilitate de a face o infecție mult mai mare decât o persoană care nu este internată într-o unitate sanitară. Trebuie să luăm o pauză de publicitate și revenim. Publicitatea. Complex Cheops din Petroșani, singurul loc din Valea Jiului unde poți petrece timpul liber împreună cu familia ta. Ia masa la restaurant unde îți putem servi specialități culinare, iar în același timp cei mici pot petrece clipe minunate pe corabia piraților. Seriile pot fi de neuitat alături de DJ renumiți în Club Cheops. Totodată, linia de autoservire vă oferă mâncăruri pe alese. În curând vă invităm să vă petreceți timpul liber la patinoarul din cadrul complexului. Cheops,
Vino și tu! Complex Cheops dorește tuturor clienților și colaboratorilor sărbători fericite și la mulți ani! Garsonieră de lux complet utilată, recent amenajată, finisaje moderne. Se vinde complet utilată cu tot mobilierul și electrocasnice. La 50 de metri de proprietate se află o parcare publică gratuită. Garsoniera include TV cu canale prin cablu și încălzire prin pardoseală. Există o bucătărie utilată cu un cuptor și un frigider. Baia privată include duș precum și uscător de păr. Garsoniera se află pe Alea Trandafirilor, bloc 10, lângă Penny, în Lupeni. Prețul este de 11.000 de euro. Mai multe informații puteți obține la 0726 370 242. Autoservice Petroșani cu vechime în Valea Jiului oferă clienților servicii complete și de calitate. Totodată, unitatea vă stă la dispoziție cu o gamă largă de piese auto. Autoservice Petroșani execută inspecții tehnice periodice pentru autovehicule până la 3,5 tone, microbuze, rulote și autoturisme 4x4, remorci cu sau fără frână. Suntem singurii din Valea Jiului autorizați să asigure inspecția tehnică pentru motociclete și motorete. Ne găsiți în zona Livezeni vis-a-vis de stația Petrom, zilnic între orele 8 și 16. Autoservice Petroșani, siguranța mașinii tale. Jiul X5 SRL, casă de schimb valutar și amanet, vă oferă cel mai bun curs din oraș și cel mai mic comision din Valea Jiului. Comisionul este de doar 0,25%, iar bonus ai 10 zile cu comision zero. Totodată avem servicii Western Union, unde valuta poate fi schimbată rapid și avantajos. Vă așteptăm la oricare dintre punctele noastre de lucru din Lupeni, zona Cinema, Petrila lângă Ala Z și în Petroșani lângă Optica, dar și lângă Florăria Camelia. Jiul X5 SRL, casă de schimb valutar și amanet. Diferența se vede în buzunarul tău. Vrei să dai o notă de eleganță evenimentelor din viața ta? Îți oferim spre închiriere o gamă largă de accesorii pentru nunți și petreceri. Avem accesorii pentru mașini, dar și diverse obiecte pentru colțul foto, cu care poate fi creat un cadru de poveste. Prețuri și detalii despre acestea puteți afla apelând numărul de telefon 0725 347 328. Alege accesoriile noastre și evenimentul tău va deveni unul de neuitat. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pensionarii din sistemul minier beneficiari de gratuități în perioada 2012-2014 sunt rugați ca până cel târziu, în data de 29 ianuarie 2016, să prezinte serviciilor financiar-contabile ale sucursalelor la care sunt arondați Minele, Petrila, Paroșeni sau Uricani, următoarele documente: buletin sau carte de identitate în original, soț și soție, cupon de pensie luna anterioară, dovada deținerii spațiului în care locuiesc, contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere sau comodat, dar și facturi aferente anului 2015. Conducerea Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
Revenim în direct. Vă reamintesc că am ca invitat pe doamna Cecilia Birou, procesor de cuvânt de la Direcția de Sănătate Publică Hunedoara. Vorbim despre sănătate, despre evenimentele pe care această instituție le organizează pentru a conștientiza și pentru a, sigur, oferi informații despre pericolele prin care trecem în fiecare zi, în fiecare ceas, în fiecare moment. Și acum ajungem la tutun. Vorba aia, iarba dracului, nu? Da, poveste, iarba dracului, da. Este alături de alcool un drog legal. Da. Probabil că obținut în urma lobby-ului unor producători de, nu? Câteodată eu spun că poate e răzbunarea populației amerindiene, pentru că foarte mulți amerindieni au murit atunci când am intrat pe datorită ei, europenilor, deci tutunul a fost cunoscut în Europa, iar indienii de fapt îl foloseau până la urmă în anumite ceremonii. Da, dacă vedem de pipa păcii, n-aș prea crede că era... Toată ziua erau cu pipa păcii. Deci, nu toată ziua se luptau și se împăcau să fumeze tutun. Și de asta, deci, clar, nicotina din tutun dă dependență, este una... Bine, pe parcurs de la nicotina au mai apărut multe alte... Păi nu, sunt 4.000 de substanțe în fumul de tutun, din care nicotina este clar substanța care dă dependență. Nicotina în același timp este una din cele mai puternice otrăvuri cunoscute. Un gram de nicotină ucide un cal. Deci putem spune acest lucru, iar în acele 4.000 de substanțe cunoscute sunt peste 50 de substanțe care sunt substanțe cunoscute ca și substanțe cancerigene. Deci pe lângă faptul că devii dependent, riscul de a face un cancer pulmonar este foarte mare. Peste 90% din persoanele care au cancer pulmonar sunt fumători. Da, există și o proporție de 10%, dar atenție, poți să fie fumător pasiv, pentru că dacă stai lângă o persoană care fumează, care sudează, care fumează o țigară de la țigară, de fapt și tu aduci odată cu aerul inspirat în plămâni toate substanțele, care cele 4.000 de substanțe elimină prin fumul de țigară. Da, din fumul de țigară. Deci nu este chiar așa. Legea... Bun, aici unii cu exemplu, bunicul, nu știu care, a trăit până la 95 de ani și a fumat mărășești. Da, deci pot să existe cazuri, și astfel de persoane. Deci nu asta este problema, că nu există persoane care să aibă o așa constituție bună, da, cum e, cu materialul clientului întotdeauna. Dar am avut o întâlnire tot așa foarte interesantă cu elevi, cu persoane care sunt la penitenciarul Bârcea, pentru că am avut o colaborare cu inspectoratul școlar, cu penitenciarul Bârcea și cu Agenția Națională Antidrog, Centrul Antidrog din județul Hunedoara. Și o să ziceți, dar care e legătura? Păi, în primul rând, pentru tineri, elevi, a fuma înseamnă și o ilegalitate, pentru că legea spune... Și... Nu, dar legea spune, nu vindem... minorilor, deci ei cumpărând comis și ei o ilegalitate. Am vrut să arătăm unde te poate duce dependența, pentru că persoanele care au venit de la penitenciarul Bârcea erau persoane dependente de droguri, dar am vrut să facem legătura între acest drog legal și drogurile legale, care clar sunt interzise, care, și reacția copiilor a fost extraordinară. Au început un dialog cu persoanele respective, au fost foarte atenți și până la urmă chiar și deținuții, împărtășind din ceea ce au trăit, experiența lor și în afară și înăuntru, a fost
ceva, eu zic, chiar foarte interesant, mai ales că s-a desfășurat în sala șemineului de la Muzeul Civilizației Dacice. Deci, o altă lume, ca altă să zicem așa. Da. Și sper că copiii au înțeles lucrul acesta, că tutunul dăunează grav sănătății. Da. De ce? Pentru că marile companii producătoare de tutun de diferite forme, este o industrie puternică, dar a putut să fie învinsă. În America au fost persoane care au câștigat procese arătând acest fapt, că într-adevăr țigările au dus la decesul prin cancer pulmonar al persoanelor. Cum să zic, eu trebuie dovedit probabil și au avut posibilitate. S-a dovedit și acum, clar, avem bază științifică în urma acestor procese. Sunt țări care clar au interzis tutunul în absolut tot ce înseamnă e în Parlamentul României acum legea. S-a votat și România, tot ce înseamnă zonă publică, nu mai ai voie să fumezi. Văd că încă nu se pune. Bun, la noi știți cum e cu legea. Nu este pusă în practică, dar totuși este bine, pentru că v-am spus, și fumătorii pasivi sunt afectați. Sunt afectați. Da. Vreau doar să mai spun un alt efect, BPOC, adică bronhopneumopatia cronico-obstructivă, o altă boală a plămânului, o boală care, de care poți să mori, o boală invalidantă, are tot la bază acest obicei nefast, fumatul. Da, următoarea a fost 25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva femeilor. Și aici am făcut un pic legătura atunci la Muzeul Civilizației Dacice, pentru că unul din cei deținuți au spus, am fost acuzat că am violat o prietenă. Și atunci, asta n-a fost nimic. Atunci eu m-am ridicat, mai ales că urma ăsta și am spus, nu e adevărat, nu este nimic. Nu este nimic, este o problemă majoră atât în țară cât și pe plan internațional. Da, femeile și-au câștigat dreptul de egalitate cu bărbatul în foarte multe țări. Sunt țări care încă nu au acest drept, în care poate, clar, sunt mult mai... În Orient, în general, da? În Orient, da. În Africa, sunt foarte multe. Avem exemplu celei mai tinere câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace. Este o tânără care a vrut să învețe. O tânără care a vrut să meargă la școală. A scris și o carte, a fost împușcată de talibani pentru că a mers la școală. Deci asta e un act de violență supremă, da? Interzicerea dreptului la învățătură. Ea a scris și cartea Eu sunt Malala. Eu o recomand tuturor pentru a vedea faptul că ea a spus că un profesor, un creion și o școală poate să schimbe lumea și este foarte important acest lucru. Din păcate, în România sunt foarte multe povești care nu au un final bun. Îl vedem la știrile de la ora 5, vedem tot ce înseamnă violență împotriva femeii și împotriva copiilor. Și în județul Hunedoara, datele statistice pe care le avem sunt de la Direcția Generală de Protecție Socială și Protecția Copilului, în care ne-au dat pentru anul 2000,
14, un număr de 6 femei. Deci sunt cazuri care au apelat la... Iar în 2015, până în 30 septembrie, 11 femei, iar cazuri de copii care au apelat la serviciile acestei Direcții Generale de Protecție Socială și Protecția Copilului, 206 și 256. Deci, o creștere extraordinară. Nu știu cum să zic, poate zic că este bine. Că este bine că își dau seama se anunță, că se dacă oficializează situația. Dacă trebuie să ceară ajutor, există o legislație foarte bine pusă la punct. Avem și noi acum o lege în care există acel ordin de restricție împotriva celui care este violent. Comite, Dar trebuie să informăm. Trebuie să informăm, de asta noi încercăm să facem și la toate acțiunile care le-am făcut, am făcut și acest lucru și am făcut și la Teliuc. Deci încerc să fac în mai multe zone, pentru că acțiunile le-am desfășurat și în Deva și în Hunedoara și la Teliuc și la Călan. Încerc. Da, am înțeles. E important să diseminați informația. Se poate. Sper că la anul să reușesc în alte zone, am înțeles. Să merg și în alte zone. Nu mai avem decât câteva minute. Da, și subiectul care, mă rog, ar presupune o discuție mult mai despre SIDA. Da, este un subiect trist, pentru că chiar dacă Organizația Mondială... Asta în 1 decembrie este ziua mondială de luptă împotriva... Da, pentru România nu prea reușim dacă e ziua națională, sigur, da. Am avut acțiunile și înainte și după ziua de 1 decembrie. Se spune că se dorește zero cazuri, zero victime, zero discriminare. Din păcate, în România avem o creștere a numărului de cazuri. În 2013 am avut înregistrate 268, în 2014 276 de cazuri. O să mă întrebați de ce. Păi, acei copii, pentru că în România cele mai multe cazuri au fost datorită contaminării instrumentarului medical și a sângelui cu virusul HIV și în perioada anilor 90 au fost infectați copii. Aceștia au devenit adulți. Iar acum principala cale de transmitere este calea de transmitere clasică, cea mai recunoscută a acestei boli, calea de transmitere sexuală. Datorită transmiterii prin ace la persoanele care utilizează droguri injectabile. Pentru că în cazul dependenței de droguri nimeni nu se mai gândește să utilizeze seringi de unică folosință. Cu privire la transmiterea prin transfuzii, această cale este foarte, foarte bine supravegheată și nu mai există niciun risc acum. Deci, de asta trebuie să continuăm partea de informare a populației, partea de informare că nu trebuie să discriminăm, trebuie să cunoaștem căile de transmitere. Deci, cale de transmitere sexuală, cale prin instrumentar medical și siringile utilizate de persoane care își injectează droguri sunt instrumentale, dispozitive medicale până la urmă. Atenție și la cabinetele de tatuaje, pentru că și ei trebuie să respecte anumite reguli. Bun, aici vorbim de numere, cred că de pe site-ul dumneavoastră am luat. Deci se estimează că în 2014 au fost 2 milioane de persoane care în țară. În țară, nu în România. Nu, în lume. În lume. Deci astea sunt... Eu am vorbit de cazurile din județ. Am înțeles, din județ. Sigur. Județ, deci există la noi și cele mai multe cazuri sunt în Valea Jiului. Peste 200, cred că 206 cazuri în Valea Jiului. În România am înțeles că până în 30 iunie erau 13.277. Da, și tot așa au fost în creștere, pentru că au crescut de la 11.900 la 13.000 și... Deci, clar, asta. Deci trebuie să știm.
clar căile de transmitere, trebuie să știm că orice bolnav are drepturi foarte bine stabilite pentru bolnavii HIV-SIV, da, există chiar și o lege, cu totul că acele drepturi sunt drepturile fiecărui pacient, adică dreptul la tratament, dreptul la nu fi discriminat, dar și în același timp, tot ca orice pacient, au și ei îndatoriri. Aș anunța medicul despre faptul că sunt infectați cu virusul HIV, da. Despre faptul că dacă doresc să aibă o relație sexuală, au dreptul la viață. Da? Deci nu este nicio problemă, dar ca orice relație trebuie să fie doi și da, doi, da, două persoane consimte, foarte bine da, informate. Da, și da. Deci dacă persoana este bine informată și dorește, există metode de prevenție. Cea mai sigură metodă este utilizarea prezervativului, care până una alta este cea mai recunoscută și este da, clar, și mai la îndemână. Adică nu e, da, este corect. Clar că pentru persoanele care încep o relație cu o relație sexuală. Deci că apropo, în secolul 21 da. Există și acest lucru. Să nu uite de această cale care da. Împiedică apariția unei boli cu transmitere sexuală. Și care, cum să zic, printre care să fie cu un, și infecția HIV. Exact, și cu un final dramatic. Ați auzit cumva foarte scurt, într-un minut, despre acel manual pentru copiii de clasa 4-a despre educația sexuală? Că a apărut la televizor. Sincer, nu. Sincer, cum se descrie actul sexual într-un manual pentru copiii de clasa 4-a? Nu, deci pare chiar rău că nu... O să mai auzi că e un subiect așa de ultimă oră. Este grav că, într-adevăr, educația sexuală nu știm să o facem. Ar trebui făcută încă din grădiniță, pentru că na, povestea cu albinuța da. Sau barza, nu știu dacă... Da, mai cine. Da. Merită să o păstrăm, pentru că ajungem la o generație care află diferite informații din site-uri da, care... Nu știu cât dau informații corecte sau... pot să le spună ce pericole le așteaptă pe fete sau pe băieți, pentru că, da, fetele mai pot să apară și sarcini nedorite, dar bolile cu transmitere sexuală nu iartă orice tip de formă de sex, da, ar alege. Pentru că s-ar putea unii să nu știe că bolile cu transmitere sexuală se transmit oricând. Aceste, da. Mulțumesc tare, tare mult pentru timpul acordat și pentru informațiile oferite și vă urez mult succes în întreprinderile dumneavoastră. E important ce faceți. Succes. Mulțumesc mult. Mai bine. Sărbători fericite. Sărbători fericite. Da, dragi prieteni, vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Sper că a fost o emisiune în care s-a aflat lucruri importante și pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată. Mai bine. La revedere.